Richter. Popa Richter, mai nou, știi? După. We'll be right back.
episodul 7 astăzi pe canalul nostru. Avem alături de noi muzicieni din zona metalului extrem, din zona black și death metal, Cosmin Popa de la Carnabon. Ne aflăm în județul Alba. Da, locul unde soarele răsare de două ori. Lângă cetatea Trascăului. Și lângă piatra Secuiului. Și lângă piatra Secuiului, în spatele nostru este Ardașcheia, un loc în care s-a format trupa de metal extrem din Alba, Carnabon. Ca județ. Ca județ, tu da. Fiind din Sebeș. Da. Foarte pe scurt, care este istoria trupei, fiind o trupă desigur mai puțin cunoscută? Deci trupa a început ca un one man band, un proiect al prietenului meu, Florin Șurtea, cunoscut și sub numele de Rău. Cumva este bebelușul lui, mai întâi s-a născut sub numele Sacralium. El a avut ceva pus la sertar, ceva material. Între timp, în 2010, a scos ceva piese, au fost ceva probleme de nume legate cu o altă trupă, au fost ceva discuții și a trebuit să schimbe numele și a schimbat numele în Carnabon. Oficial avem două albume și un demo. Primele două albume, care se numesc cum? Da. Black and Light și Serpent's Blood. Și Serpent's Blood. Care a fost motivația principală pentru trupa asta? Deoarece ne asemănăm ca muzică, ca ascultători de muzică suntem la fel, dar ca fir suntem total opuși. Motivația vine dinăuntru, din suflet, adică să îți încerci să îți exprimi sentimentele într-un mod cât mai brutal, să-ți găsești partea întunecată și să vii la lumină cu tot ce ai mai rău și nu. Practic mă identific cu genul ăsta de muzică. Te ajută să comunici cu demonii interior. Cu exact. Demonii suntem noi. Bun. Și ei sălășuiesc înăuntru nostru, părerea mea. Și trebuie să ai o relație bună cu ei. Da. Cu toate divinitățile de altfel. Da, exact. Numele trupei, Carnabon. A fost un rege al geților care a trăit în secolul 5 înainte de Hristos, menționat de Sofocle. De ce acest nume de trupă? Dacă stăm să ne gândim, s-a numit Sacrarium, Florin s-a gândit, mai și Marduk are un nume pozitiv, care n-ar de-a face cu genul ăsta de muzică. De Carnabon nici dracu nu știe de pe planeta Pământ. Și s-a gândit că acest nume, fiind și el un mare fan al istoriei și al istoriei antice, el a considerat că se potrivește acest nume pentru trupă. Ce stil cântă trupa, după părerea ta? Cântăm black metal, simplu. Ce fel de black cu metal? Cu elemente old school black metal, fără nesofisticat. Dacă ar fi să caracterizezi... Unpolished. Așa. Dacă ar fi să caracterizezi câteva cuvinte, ce înseamnă old school black metal pentru generația nouă, care ar fi acele cuvinte? Old school black metal este sentimentul primar, lăuntric, malefic care îl ai și încerci să-l exprimi vizual, prin versuri, prin agresivitatea muzicii, simplitate, scurt și la obiect, fără prea multe complicăciuni. Asta e părerea mea. Ești de acord cu cei care spun că Carnabon cântă black and death metal? Cred că ideea asta a venit de la vocea care e un pic mai groasă, poate un pic ritm, nu știu, muzica mai apăsată, nu pot să-mi dau seama, dar ideea principală, eu sunt de acord că suntem black metal. Cu toate că sunt și un fan înrăit al death metal-ului, clasic. Care au fost influențele principale? Sunt un ascultător de black metal mai mult, partea suedeză, norvegiană, dar ascult și foarte mult black metal din țările astea mai exotice, Brazilia și Grecia, merge și prin Asia un pic. Așa că principalele surse, cred, consider că Marduk este o influență mare, nu vrem să copiem, putem spune că folosim aceleași idei pentru că, nu știu, ne place foarte mult și pur și simplu ne exprimăm prin ceea ce au făcut și ei. Marduk ar fi foarte important, Imperial Nazarene are o trupă care, nu știu cât, foarte mulți ascultă acest, mai ales primul album, Troll, Kroms, Norz, 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 Ugra Karma, recomand, Somi Filamperkele, Dar Funeral, dar persoana cheie în black metalul suedez pentru mine e David Parland, Black Moon. O personalitate de excepție, părerea mea. Și Necrofobic, nu? Tocmai, David Parland a format Necrofobic împreună cu Toboșaru, nu mai știu exact numele lui. Știu, eram ironic. Da, exact. Și Infernal 666,
care este trupa solo a lui David Parlan, care din păcate nu mai este printre noi. Și parcă în modul în care faci vocea se aude și un pic de Tatsogua. Da, Tatsogua este o trupă care din păcate nu cred că e cunoscută la noi, dar a fost mediatizată la Studio Rock. Eram copil, clasa 8-a, 7-a, nu mai știu. Și țin minte că s-a dat de pe Hosanna Bizar ceva piesă și am zis, what the fuck is that? Straight in the face, Marduk peste eroizi. Momentan am văzut că au revenit, par așa niște mușuleți, dar sper să țină steagul sus. Bun, versurile voastre se învârtă oarecum în sfera anticreștinismului, da, a blasfemiei și a ocultismului. Exact. Ca să facem o scurtă privire de ansamblu, care ar fi cele mai puternice trei imagini demonice pe care le folosiți pe aceste două albume? Dacă stau acum să mă refer la primul album, primul album este un album conceptual și totul se rotește în jurul unui demon care se răzvrătește împotriva lui Belzebub. Dacă e vorba să discutăm de personaje. În al doilea album, eu m-am implicat în versuri și mai mult am descris partea interioară, demonii din noi, care rup. Adică, nu știu, ai o viață așa cum e, it is what it is, și în unele piese sunt tratate o renaștere în demon după sinucidere, să zicem, alte versuri că devii demon și cel mai important e, oamenii sunt moștri, adică demonii reali noi suntem, cum ar fi o piesă în care este vorba despre un criminal psihopat în care se descrie cu lux de amănunte cum, you know. Da, da, da. Deci ai, da, putea și să spui că cânti despre demonii întunecați, demonii care nu au un nume în cultură? Demon necunoscut și foarte personal care nu pot fi numiți în cultură? Interesantă întrebare. Adevărul e că nu am citit demonologie. Totul vine din interior. Da, exact, așa că mă identific cu anumite. Și muzica asta trebuie să fii sincer. Adică nu poți să mimezi pe scenă sau, nu știu, să-ți mimezi sentimentele. Trebuie să fii straight in the face ca să iese ce trebuie. Tocană. Tocană. O tehnică vocală impresionantă. Cum ai exersat și ce vocaliști au influențat? Am intrat pe tărâmul metalului greu prin anii 90, când am făcut și o cunoștință cu acest gen, întâmplător, la radio, la Studio Rock am ascultat. Mai întâi a fost un sentiment de repulsie, pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă acolo. După care, încet, încet, a început să-mi placă tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Și am avut un prieten cu care ascultam împreună, colecționam casete și el avea ureche muzicale, plăcea să cânte. Și am improvizat tot felul de tobe și undeva la bunici, într-un beci, am încercat mai mult distracție. Nu aveam versuri, nu aveam, urlam acolo și pur și simplu, dintr-o plăcere de a cânta așa, improviza, a ieșit. Și după aia, pur și simplu, a venit de la sine, nu pot să... Ce vocaliști au influențat? Dacă stau să mă gândesc, îmi place foarte mult, revin la Imperial Nazarene, pentru că Michael Tinel mi se pare că e straight in the face, e un fel de Gigi Allin al metalului greu. Uh-huh. Legion, iară, Legion de, mult, Legion de la Marduk. Marduk, foarte multă ură, sau nu știu cum să zic, foarte multă stamina, sau cum să mă explic. Visceralitate. Da, exact. În versul îmi place foarte mult și vocea lui Glenn Benton, pe primele albume, Dayside, nu e growling, e pur și simplu scos demon din el. La fel îmi place Mortus de la Marduk și Funeral Mist, deci ce se întâmplă acolo, nu știu, deci mie mi se pare pur diavolesc albumele lor. Bun, acum, cum discutam și înainte în interviu, o întrebare foarte importantă în cadrul acestui interviu, în cadrul unui muzici de genul celei pe care o practici tu, da, ce anume consideri tu că dă tonul? Care este elementul care setează tonul atât al pieselor cât și al albumelor? Când l-am cunoscut pe Florin prima dată, el mi-a explicat că am dialogat și am observat că avem cam aceeași linie muzicală și el mi-a spus că vreau, are o trupă și că să vedem dacă vreau să cânt cu el sau așa. Și am zis, bă, eu nu știu ce cântă omul ăsta, în capul meu așa am gândit.
Mă așteptam să fie ceva tipic românesc, cu multă atmosferă, cu... nu știu. Și când am mers la el, după două riff-uri, pur și simplu m-a captivat. Adică, scurs și la obiect, tonalitățile tipic dar funeral, de parcă simți că te ridică, te coboară, nu știu. Nu știu să vorbesc în termeni... Te înalță în putere, îți dă un sentiment de putere și exact. De înălțare. Înălțare demonică. Da, exact. Deci, ca să răspundem la întrebarea... Tremolo, mult, agresivitate... Deci asta ar fi elementul asta e care setează tonul. Bun. Înainte de acest interviu am stat și am făcut, de fapt nu înainte de acest interviu, cu 5 ani înainte am stat și am făcut foarte mult research work, am avut o curiozitate personală să văd cine în istoria rock-ului și a metalului a făcut prima voce demonică în istorie și am ajuns la anul 1966. Așa. De la o piesă de la The Who, se cheamam Boris the Spider, pe care John Entwistle oferă lumii primele vocalize de metal extrem. Așa. Care la vremea respectivă au fost numite de presă Cookie Monster Vocals. Mă mir că erau Muppets în 60, da? Așa, așa a fost. Cookie Monster Vocals pe The Who în 1966. Crezi tu că pionierii metalului extrem au, au creat metalul extrem valorificând mai mult părțile acestea de voce demonică sau l-au creat pe partea de instrumentație? Vorbim acum de trupele de la începutul anilor 80, nu? Sodom, da, exact. Celtic Frost. Zona de proto-black metal. Sodom, Creator, Celtic Frost, Venom, Bathory, nu știu, Slayer, Sepultura, deci acolo ne învârtim. La... În perioada aia nu exista termenul de black metal, exact. Nici death metal. Ei erau foarte tineri. Și pe vremea era mult hair metal, glamu eram fără. Și pur și simplu cred că au vrut să fie așa o pată de culoare și să exprime cât mai brutal posibil. Dacă mă uit la pozele lor, la albumele lor, la cum sună, mi se pare că se apropie foarte mult de valul 2 de black metal. Bineînțeles că după aceea i-au trecut pe trash. Uh-huh. Dar vocea este acolo, adică se simte. Tom and Jerry nu mai sună acum, sună pe primul album sau EP de la Sodom, părerea mea, sau Creator la fel. Evident că și sau Sepultura. Și instrumentația și versurile fac un conglomerat foarte puternic. Da, părerea mea e că trebuie să fie mai important, vocea sau instrumentația în metal extrem. Ce atrage mai tare? E importantă și vocea, dar și ei trebuie să fie un mariaj împreună. Nu merge. Nu merge black metal cu clean voice, adică merge ceva pasaje, dar părerea mea e că o muzică agresivă necesită o voce agresivă și brutală. Asta e părerea mea. Hai să luăm cele două albume și să explicăm trei piese la alegere. Tu. Trei piese la alegere. În general, de pe primul album aș alege piesa Grace of the Beast, mi se pare... Deci Grace of the Beast, nu? Da, acum ce exprimă, albumul este conceptual, este o mică parte din acest capitol despre acel demon care se răzvrătește. Dar muzical, ce se întâmplă acolo, de ce îmi place, e pentru că este scurtă și la obiect, în stilul Marduk, Dark Funeral. Asta ar fi de pe Black and Light. De pe Serpent's Blood pot să spun mai mult pentru că mi-am adus contribuția cu versurile eu și atunci știu exact ce am simțit și pot să spun că îmi place foarte mult King of Kings, în care am descris moartea lui Iisus Hristos și am încercat să pun accent pe fiecare, nu știu, suferință, cum vorbește el cu Dumnezeu, care el, tot el este, așa, partea asta de schizofrenie dusă la extrem și piesa are o intensitate, adică ascultând doar negativele, m-am gândit că pe linia asta trebuie să merg. Iar a treia piesă este piesa In Deep Passion, In Deep Passion, în care este vorba despre un obsedat sexual, care e îndrăgostit peste măsură de o tipă, el e refuzat, evident, și în cele din urmă o sacrifică. Și este descris în lux de amănunte cum el atinge orgasmul în timp ce o căsăpește pe respectiva. Și atunci
automat trebuie să se rupă și demonii pe muzică, în același fel cum este și instrumentalul și vocalul. Deci este un fetiș și o adorație dusă la extrem. Da. Am încercat, ca fiind black metal, să aduc părțile astea foarte întunecate și să le exprim, adică, nu știu... Nu sunt nici o persoană filozofică să stau să tratez tot felul de teme, adică... It is what it is. Nu știu să... Hai, dau detalii. O întrebare interesantă. Bine, în viața de zi cu zi, normal că fiecare avem viețile noastre, da. Dar când compui o muzică de genul ăsta, trebuie să... Să ai anumite stări. Intri într-o anumită da, stare. Da, exact. Cum intri în starea respectivă? Acum depinde de perioadă. Poate poți să fii, să compui într-o anumită perioadă în care ai o grămadă de gânduri negative. Nu știu, treci... Ești deprimat și este foarte bine să-ți canalizezi toate aceste gânduri în muzică și să nu, doamne, ferește, folosiți cuvinte blasfemice, da. Să canalizezi altfel. Și părerea mea, atunci ești productiv pentru genul ăsta de muzică. Dar nu neapărat. Dacă, de exemplu, analizezi negativele pieselor, partea instrumentală, intri în, nu, transă, da? Cumva fuzionezi cu muzica și vine de la sine și versurile. Sunt destule frustrări în fiecare om și simți un nivel de, nu știu, rebeliune, vrei să te răzvrătești și atunci totul vine de la sine. Întrebare întrebătoare pentru zona de black și death metal. Da. Latura demonică dintr-un om poate fi mimată sau trebuie să existe cu adevărat ca să poți face genul ăsta de muzică? De exemplu, mă uit la Maniac de la Mayhem. Când îl vezi pe scenă, în Life in Vicious Verda, și vezi acolo cum gesticulează și muzica în sine, pur și simplu nu cred că mimează. Deci pur și simplu trebuie să fii, să dai cea mai rău din tine și mai deci răspunsul este că poți face black metal doar dacă ai demon cu adevărat în tine. Black metal, da. Deci așa sincer, ceva da. Nu poate fi mimat. Nu. Așa, cum să zic, că știu așa că așa trebuie să cânt, să simte imediat. Am văzut, de exemplu, nu-i black metal, dar am văzut ceva filmare cu Therion de la Ateneu sau ceva casa radio cu o solistă româncă, de o soprană și suna foarte profesional, dar nu-i ce trebuie. Exact. Asta e părerea mea. Poți să faci greșeli, nu contează. Greșeala nu contează. Trebuie să fii din același film. Sau... Se spune că libertatea supremă este să fii tu însuți. Da, exact. Hai să intrăm și în subiecte mai interesante. Crezi în supranatural? Ai avut experiențe supranaturale? Vise? Coșmaruri am, nu știu, stări de anxietate noaptea, destul de nasol, sunt chestii personale. Când eram mai mic, puteam spune că oarecum credeam, dar mi-am dat seama cu timpul că pentru mine cel puțin chestiile astea cu supranaturalul și experiențele pur și simplu... Sunt stări care, nu știu, nu halucinații, dar chestii care apar din cauza diferitelor traume, care la momentul respectiv n-ai crezut că e traumă sau, nu știu, tot felul de temeri. Dar așa, ceva supranatural, nu știu, cred că oboseala și o grămadă de alți factori influențează ce vedem, ce auzim. Deci, în principiu, nu. Sunt locuri care simt eu că nu mă simt bine. De exemplu, lângă Sebeș este o pădure la munte, se numește Prigoana, o zonă cu cabane. S-au întâmplat tot felul de lucruri nasoale acolo. Adică, într-un interval scurt de timp, moare cineva prin zonă. Nu, sunt locuri care simți că-s mai nefaste, așa, te simți mai inconfortabil. Dar așa, supranatural, nu. Nu credând. În a fi posedat sau ceva de genul. Decât asta, în, oameni bolnavi. În sens artistic. Da, exact. Dai drumul la demonii din tine. Bun. Ce părere ai tu despre scena black metal din România? Scena black metal din România. Dacă stau să ascult, să spun despre black metal românesc, mi-a plăcut, de exemplu, primul Negură Bunget foarte mult, extrem de mult. După care nu prea am o... Nu mai a fost pe felia mea. Ok. Mi-a plăcut foarte mult Vot Codloc. Vot Codloc, da. Da. Din Arad. Mai era Atis. Unchained the Wolf sau Mass Murder Genesis? Unchained the Wolf. Unchained the Wolf. Cred că cu 2001 sau nu știu.
Atis din Deva. Atis din Deva. Da, ceva parcă era mai electronic, dacă s-a sunat tot așa. Era industrial black metal. Da, nu prea. Așa, nu știu, nu e o chestie. Ca artiști, tot timpul vreau să văd Negură Bunge sau Dor de Duh. Mi se ce ți-a plăcut așa de mult la Negură Bunge? Primul album. Ce anume de pe el? Iar prima dată am văzut un interviu, n-am ascultat trupa, n-am știut la ce să mă aștept. Și când am ascultat la radio, mi s-a părut foarte deosebit. Mi se părea, nu știu, suna foarte profi pentru România. Și bine, eram și tânăr, clasa 8-a. Negură Bunge, albumul, nu știu cu ce pot să-l compar, cu Emperor, cu Enslaved, primele, da. Oricum, albumul Zârnindu-se pentru mine e la același nivel cu albume de la Marduk și Dar Funeral și așa. După care, nu că nu-mi place trupa așa, dar nu mai în același film cu ce ascult eu, părerea mea. Ca om care activează în zona black metal, da. Hai să explicăm celor care ne urmăresc acum diferența între Corpse Paint și Demon War Paint. Ce pot să zic? Cum spunea Abbott, un fel de it's a celebration, zicea el. El pot să zic că e Demon Corpse Paint, Demon War Paint, ceva Demon de genul, War după Paint. Cum el se vopsește după ceva imagine vikingă, din cât mi-am aduc aminte. Stilizată demonic. Da, exact. Iar Marduk e un corpse paint așa, nu știu. Adică mie îmi place la fel să mă machiez ca Mortus. Nu îl urmăresc pe el, dar mi se pare așa să ai o față mai... să nu fie conturat. Cu cât e mai conturat, parcă devii așa mai, nu știu. Îmi place așa ideea asta de mai murdar cu tot felul și sânge negru, alb. Contrastul ăsta, deci mai sunt iară trupele alea de bestial war metal sau war metal sau nu știu cum să le cataloghez, genul ăla de trupe cu copertă negru-alb și cu logo roșu, dacă știu ce vrei, da, să zici, Revenge și tot cu măști de gaze, nu știu, Blasphemy, care n-au partea asta de alb, deci e așa o imagine dusă la extrem sau Sadistic Execution, care iar doar un pic pe... Ideea e ca să-ți faci o imagine tot așa demonică, agresivă. Acum că îi spune Demon War Paint sau Corpse Paint, I don't have fucking idea. Celebrarea demonului. Da, ceva de genul. Și încerci să exprim asta cât mai vizual și să ai imagine violentă. Nu venim și cântăm cu flanelă și cu helancă pe gât și sweater, sau nu știu cum mai vei. Bun, acum, tu nu ești doar muzician, ești un mare colecționar și un mare pasionat și un om cu ștate foarte, foarte vechi de servicii, da, în zona asta. Nu. Hai să încercăm să răspundem la niște întrebări. Nici chiar așa, așa. Ok, ești și modest, foarte bine. Cu toate astea, hai să încercăm să răspundem și la niște întrebări legate de genurile muzicale, okay, sau de denumirile moderne ale genurilor muzicale. Ce înseamnă death and roll? Death and roll. E clar că e derivă din death metal. Probabil că anumite trupe s-au depărtat un pic din rețeta clasică de death metal și au adus ceva elemente din anii 70, 80, nu știu, Deep Purple, Black Sabbath, chestii de-astea așa. Death and roll, dacă pot să spun așa strict ca piesă, mi se pare Gorefest pe piesa Freedom. Okay. Sună foarte, nu știu, catchy, groovy, așa. Și mai este trupa aceea. Și iară Carcass pe Swan Song, pot spune că e un fel de death and roll, aș putea, putem spune, nu? Și Crack Up, presupun. Da, Crack Up, mi-aduc aminte de ei de pe 97, dar foarte mult nu mai țin minte de ei, dar... Și de exemplu, Entombed, pe Wolverine, da. Blues, acolo Wolverine chiar. Wolverine Blues ar fi death and roll pe... pe, da, dar mie, sincer, îmi place Gorefest, pe albumul sau Survivor, cum sună. Și sună bine, așa. Vocea e chiar death metal, e o voce mai aparte. Gorefest folosesc un alt stil de voce, părerea mea. Bun. Slam, da. Slam death metal. Deja death metal devine așa, cum să zic, clusterizat sau cum pot să spun. Da, da, da.
porționat, ăsta e death metal, ăsta e death grind, ăsta e slam, ăsta e technical, ăsta e mathematical, analytical. Nu știu ce să zic. Părerea mea că cred că apropiat de slam e un pic suffocation la bază, okay, și pirexia, okay, de pe Sermon of Mockery. Mm-hmm. Dar după aia să iei death metal-ul și să izolezi o anumit, cum să zic, o compoziție dintr-o piesă și după aia să tot repeți și aia să devine gen, mi se pare absurd, nu știu. Ca și acum death metal brutal, toată lumea care ascultă e doar pick squeal și I don't know. Înțelegi ce vă să zic, nu? Și încă o trupă de slam death metal care îți mai vine în cap? Sunt o puzdere acum, care am pierdut rândul nou, nu pot să zic că ascult, sunt un fan al genului. Dar atunci, pe moment, când am ascultat Pyrexia, Sermon of Mockery, mi-a plăcut foarte mult. Într-adevăr, nu-i death metal-ul clasic, sunt elemente de grind. Mai este opresor, dar iar nu cred că e slam. Death metal. Opresor ce album? Agony. Agony, da. Da. Și mai este ceva ras, nu mai știu numele albumului, nu le mai țin minte. Da. Ce înseamnă deathcore? Deathcore. Cu termenul ăsta nu mă împac deloc. Părerea mea e că când s-a terminat cu nu metal, cumva băieții ăștia așa de primați au fuzionat un pic și cu death metal-ul. Din nu metal cu death metal, ca instrumentație, jos pălăria, dar chiar nu mă identific și tipul de voce nu-mi place sub nicio formă. Și imagine și nu știu. Întrebarea clasică, da, pentru toată lumea. Ce înseamnă post-rock și ce înseamnă post-black metal? Părerea mea că black metal e black metal și trebuie să rămână așa cum e. Acum că derivă, posibil ca unii muzicieni de black metal s-au săturat. Adică nu s-au mai găsit partea asta demonică, dar cumva rădăcina a rămas acolo și au început să fuzioneze cu tot felul de alte genuri muzicale, cu jazz, cu chestii experimentale, avantgardiste, nu știu nume de trupe de post-black. Îmi plac Dotemsgard, îmi plac Thorns, dar nu se încadrează în post-black. Am căutat pe YouTube așa să văd că tot auzam de post-black, am văzut că la Dark Bombastic Evening vin o grămadă de trupe de post-black, post-rock, dar ce mi-a plăcut, în schimb, am ascultat așa din întâmplare Russian Circles și mi-a plăcut foarte mult cu sound-ul. Dar așa să ascult o trupă, să-i ascult discografia, să o încadrez în post-black sau așa, nu cunosc. Și nu știu. Dar am imagine așa vagă, dar îi recunosc, îmi dau seama care e genul, da, așa, dar nu știu un nume de trupă mare sau din păcate, sau nu știu dacă din păcate. Dacă nu-mi transmite nimic, nu-mi transmite nimic și nu ascult. Încă o întrebare legată de scena autohtonă. Cum comentezi dorința trupelor black metal din România de a fi și ele norvegiene? Acum, un exemplu care îmi vine în minte în sensul ăsta, sper să nu vorbesc prostii, cred că trupa Bucovina, înainte să se numească Bucovina, se numea Till Evicted Bucovina. În traducere, Forever Bucovina, Bucovina pentru totdeauna în sufletul meu. Da. Cum ți se pare modul ăsta de a încerca să fii norvegian? Acum sper că nu se supără lumea, că glumim cu drag aici, dacă Florin Țibu se uită, nu... Părerea mea că cei în Norvegia rămâne în Norvegia, au scena lor, ei s-au dezvoltat separat, n-are rost să copiem sau nu știu. Dar nu cred că asta e ideea, probabil a luat doar, nu știu, o parte din imagine sau așa ceva, că de la partea cu Turnul Virgen, black metal, că ești turnul, mă, dacă ascult Norvegian black metal și cumva transpui, nu știu. Nu pot zic. Bucovina sună bine, dar nu-i pe felia mea, repet. Uh-huh. N-am nimic cu oamenii, e genul de trupă care cântă la tot felul de festivale, bravo lor, jos pălăria. Acum, nu știu, fiecare, și noi putem spune că sunăm ca black metalul suedez sau... Da, da, exact, exact. Deci nu pot să afirm sau să, nu știu ce să zic. E strict problema lor. Oricum nu-i black metal sau așa, dar dacă ei zic, e ciudat să... E ca și runele la secui. Nu le-am înțeles niciodată. Runele aparțin la... Runele la cine? La secui, am văzut acolo. Runele la secui? Da, pur și simplu dacă mergi... N-am nicio, doamne ferește, da, 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 chestii, da, evident, așa, evident, dar evident, sunt folosite
pe steag, din câte am observat sau nu știu ce, și nu înțeleg, adică se scrie pur scandinave sau așa. Așa o văd și chestia asta, te folosești de imaginea altora ca să ce, nu știu. Deci la nivelul ăsta multiculturalismul și interculturalismul nu funcționează. Nu. Nu, nu, eu o alipire, adică alipire forțată. Norwegian black metal is Norwegian black metal. Dar pentru mine mai mult, eu sunt cu partea suedeză, cu toate că îmi plac foarte mult și Sudar și Immortal și... Dar nu știu, ce s-a întâmplat în scena norvegiană, rămâne scena norvegiană. Imaginea lor e, cum să zic, testimony sau cum să zic, e bagajul lor. E... Testimony of the ancients, da. Da, sau cum pot să zic, nu-mi vine acum termenul. Ultima întrebare cu care încheiem interviu. Mulți vă cataloguează trupa Carnabon, fiindcă voi sunteți din Sebeș, puțin mai departe. Da, din județul Alba. Din județul Alba. Și am văzut catalogarea Sebesian Black Metal. Te-a distrat chestia asta sau? Unde am văzut așa ceva? Eu n-am auzit. Cred că chiar pe Enciclopedia Metal, nu știu, dar asta am văzut, Sebesian Black Metal. Deci nu, nu e ok nici asta. Cântăm sebeșește, nu? Da. Adică flatulăm în timp ce cântăm. Da, exact. Nu, exact. Trupa, ți-am zis, e copilul, bebelușul lui Florin, care el e din zona Blajului. A fost întâmplare să ne întâlnim și să contribui și eu cu partea de voce și versuri și Florin, imagine. Florin, cunoscut drept Rău, da? Ca da, așa. Eu sunt Hellchild. Hellchild și el este Rău. Nu în muzică, că nu suntem cunoscuți nici pe plan autohton, dar așa, un corespondant prin scrisori în anii 90, scrieam la reviste, fanzine. Asta e părerea mea. Suntem din județul Alba. Asta e. Am mai avut muzicieni din județul Cluj, din Turda, pe Boșu la bas și alt basist, pe Alex Costin, care ne-a ajutat foarte mult live în concertele care am avut. La Tobe am avut pe Puiuțu, cum îi spunem noi, Puiu Bretoiu, care este un foarte bun baterist din Teiuș. El ascultă foarte mult death metal și alte genuri, cântă folk. A fost o pată de culoare să-l avem în concerte. Exact. Dar așa a făcut treaba bine, părerea mea. Cât e de compatibilă natura județului Alba ce se vede în spatele nostru cu black metal-ul? Te-a influențat? Da. Pot spune că natura este foarte importantă în black metal, mai ales, nu știu, eu sunt din Sebeș, lângă Munții Șurianu. Acum suntem în Munții Trascăuri. Da, acum suntem în Munții Apuseni. Da. Și da, când spui chestia asta, are legătură cu coperta de pe primul album. Ideea e că trebuia să avem și o copertă și ne-am gândit, mă, care e locul cel mai exprimă așa o imagine tipic black metal și m-am uitat așa prin poze și am găsit locul ăsta de vis. Și suntem poveste. Exact în locul în care s-a făcut coperta la primul album Carnabon. Exact. Cetatea Trăscăului cu piatra Secului în față. Exact. Și cu Ardașcheia în spate. Exact. Ultimele cuvinte? Nu știu, ne vedem la următorul interviu, sper. Ne vedem la următorul interviu. Mulțumim tare frumos pentru interviu. Mersi.